Vă salutăm! Salutare! Te salut, Nușa! Salutare, Cristian! Nușa, vreau să te întreb, există zile rele și zile bune? Măi, toate zodiacele spun că da. Zodiacul european, zodiacul chinezesc, zodiacul maiaș, zodiacul incaș spun că da. Există zile bune și zile rele. Eu m-am uitat așa un pic zilele astea, că na, mi-a plăcut să studiez și altfel de zodiace decât cele care suntem obișnuiți și mă, cam multe zile rele așa, sunt cam multe. Ce putem să facem când zilele astea rele nu se mai opresc, foarte rar, poate odată la o săptămână sau la 10 zile apare și o zi bună. Băi, acum depinde de cum ne raportăm noi la acest bine și la acest rău pe care îl prevede sau îl descrie zodiacul. De exemplu, astăzi, din punct de vedere al metafizicii chineze, este o zi a celor trei dăunători. Cei trei dăunători? Cei trei, sunt trei, deci nu unul, trei. Deci trei rele astăzi. Ce fac dăunătorii ăștia? Dăunătorii ăștia au capacitatea de a fura, de a lua chestii, de a agăța chestii. De a ne răpi chestii. De a ne răpi chestii, exact. Dar acum depinde de noi ce lăsăm să ne fie furat. Pot să permit să-mi fure starea de bine, pot să permit să-mi fure starea de relaxare, pot să-mi fure liniștea. Aha. Sau, varianta din punctul meu de vedere câștigătoare, este să le permit să-mi fure un obicei prost, un obicei care mă împiedică să-mi fie bine, un tipar mental care mă limitează. Pot să-i permit să-mi fure o îngrijorare, o frică, sau o să-mi fure o lipsă. Sau să-mi fure o lipsă. Foarte tare. Îmi place că, iată, practic de fiecare dată avem posibilitatea să facem zilele noastre așa cum vrem noi. Exact. Depinde de noi. Și dacă ne gândim bine, există zile rele și există zile bune, concluzia care ar fi? Există ce fel de zile? Există zile. Dacă sunt rele sau bune, depinde de noi. De exemplu, nouă ne place să facem aceste live-uri într-un mediu liniștit, într-un mediu relaxat. Dar acum se întâmplă, suntem într-un parc în care oamenii curăță, oamenii muncesc, fac tot felul de chestii, spală pe aici, tund iarba. Și chiar în acest moment în care noi l-am ales să facem acest live, este o persoană care muncește și care taie iarba. Deci, ce putem face dacă nu avem liniștea necesară? Să ne bucurăm că cineva are grijă ca parcul să fie frumos. Exact. Să lăsăm să treacă și eventual să facem și noi asta cu parcurile noastre. Interioare. Deci, este o zi rea, este zgomot, dar o putem transforma într-o zi bună, iar în acest zgomot noi ne putem conecta cu liniștea noastră interioară. Vă salutăm, vă dorim liniște interioară, toate cele bune!